asta cu RPX 100 a stat la spatele meu și pe aia s-a plictisit. Și-a decis să mai depășească fix unde s-a îngustat din nou drumul. Și-a ajuns la 5 cm de ghidonul meu. Puteam să mă dezechilibrez și să-i cad sub roți. Și n-a ajuns foarte departe, adică n-a câștigat nimic. Putea să mă aștept lângă 10 secunde, un minut și ieșea la drum mai liber. Și ăsta vede că vin, dar se bagă în față. Se grăbește, unde a ajuns? O câștigat 2 secunde din viață. Și ajung din urmă oricum la semafor. Chiar îi depășesc.